Alexander Dugin vrea moartea lui Vladimir Putin. Aceasta nu este o trădare, ci un pas către Armagedon. Retragerea rușinoasă din Herson, singurul oraș important cucerit de Rusia în această campanie. I-a adus cele mai mari probleme lui Putin și ar putea însemna sfârșitul pentru actualul lider de la Kremlin după umilința trupelor ruse din Herson, Alexander Dubin, a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, trebuie executat și alungat de la putere. Acesta pune mândria Rusiei pe primul loc, fără să se gândească la consecințe. Filozoful ultranaționalist rus Alexander Dubin, supranumit ideologul lui Vladimir Putin, a răbufnit și a cerut ca liderul de la Kremlin să fie răsturnat de la putere și chiar executat. El a postat și un citat din The Golden Bugehaj de Sir James Fraser, în care un rege este ucis pentru că nu a putut aduce ploaia în timpul secetei, semn că Vladimir Putin a făcut de râs Rusia. Herson este predat. Un oraș rusesc a capitulat, capitala uneia dintre regiunile din Rusia, la fel cum ar fi Belgorod, Kursk, Donetsk sau Simferopol. Dacă nu-ți pasă, atunci nu ești rus. Rușii strâng acum din dinți de durere, plâng și suferă ca și cum inimile le-au fost smulse, copiii, frații, mamele și soțiile le-au fost uciși în fața ochilor lor. Dacă nu te doare acum, nu ești nimic. Autoritățile sunt responsabile pentru asta. Care este sensul autocrației? Oferim conducătorului de plinătate absolută de putere ca să ne salvează pe toți, poporul, statul, oamenii, cetățenii, într-un moment critic, a scris Tubin. Autocrația are și un dezavantaj. Completitudinea puterii în caz de succes, dar și integralitatea responsabilității pentru eșec, soarta regelui ploii.